sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. Vocea tăcerii! Și nu e tăcere în sală! Nu, e gălăgie mare! Arătați mâinile! Mâinile! Și noi vă arătăm mâinile! Suntem și noi în stilul Vocea tăcerii? Da, să știți că voi puteți arăta foarte mult cu mâinile voastre, dar putem și noi ceva să vă arătăm. Hai să încercăm. Da? Am și... găsit și noi o aplicare. Și da. 3, 2, 1. Michael Jackson este viu yes. în inimile noastre. Tania, ai fost impresionată de dansul nostru? Mulțumesc, nici noi. Cred Dar de nu. Vocea tăcerii? Da. Vocea tăcerii mi-au confirmat astăzi că nu degeaba sunt cu noi în marea finală. Au pregătit un număr atât de sensibil, atât de gingaș și ne-au arătat că pot mai mult decât ne-au arătat anterior.
Și asta mă bucură foarte mult pe mine. Una m-au dus în povestea lor, mai ales că e totul întunecat și ești acolo, trăiești momentul pe care îl arată ei cu mâinile acelea fermecate. Felicitări! Mulțumim, Tatiana! Domnul Munteanu! Uitându-mă la voi, am înțeles că voi taceți și faceți. Sunteți bravo și am înțeles încă o dată astăzi că dragoste nu are nevoie de cuvinte. Ați făcut o scenă extraordinară de dragoste, bravo! Nicu? Eu pot să vă felicit cu un singur lucru. În calitatea mea de actor de meserie, în primul rând de ziua actorului, felicitări pentru toți cei care se ocupă cu arta dramatică în Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că acest gen de artă dramatică, da, este binevenit în Republica Moldova, să fie un bun început pentru voi, într-un ceas bun, mi-a plăcut enorm de mult. Bravo, băieți!